Am pornit. Am pensat și vrea de lucru, dar profesor, aici probleme, după aceea că ai venit cu ei. E capitula așa de te. Clasa A. Recapturare pentru tezi, da? Recapturare. Pentru teză. Geometrie. Da, da. Zicem. În ipoteza avem cubul A, B, C, D, A, B, B, C, D, C, D, C. Cubul A, B, C, D. A prim, B prim, C prim, D prim. AB egal cu 8. AB egal cu 8. M, mijlocul lui BC. M, aparține lui BC, dar nu așa la întrebare, ci la mijloc, adică B, M, egal cu M, C. P, aparține lui D prim, C prim. Lui D prim, C prim. C prim. Eu tot la mijloc. Tot la mijloc, adică D prim P, așa prin segmente. Da, da, da. Da. D prim P, P egal cu P, C, C prim. Și Q este mijlocul lui AD. Q, mijlocul lui A. AD. Adică pe AD. Da. Așa încât. Cât A, Q, egal cu D, Q. Egal cu QD. Da. Tot așa încercăm să zicem. Q la mijloc, da. Și A prin C prim intersectează. A prin C prim. Intersectează B prim, D prim, nu? B prim, D prim. Da, mulțumesc pe bază din punctul A. În concluzie. Am. Arătați că planul D, B, M, D, B, M, este paralel cu planul O, Q, B. B. Venim. Determinați valoarea sinusului unghiului dintre dreptele BQ și D' C'. Deci, sinus de. Notăm cu alfa. Da. Unghiul format de. De. Dreptele. De dreptele BQ. BQ, da. B, B. BQ. Și D' C'. D'. Ce prim. Și pot simul de alfa atunci. Și atunci simul de alfa egal cu cine? Și la C, determinați distanța dintre planele. Distanța dintre planele. D, P, M. D, P, M. Și O, Q, B. Și O, Q, B. B. Depinde dacă avem baftă la momentul în care avem dimensiunea aceeași cât la față de oblică. Deci un pic mai oblic, nu? Da, așa. Pornim cu oameni în jos. Hai să vedem. Deci, pătrat. Și să respectăm dimensiunile astea cât de cât, adică asta și pe asta. Acum e nu mai cum să... Dacă o duceți un pic mai în sus? Dacă o duc mai în sus, ia să vedem tot cum merge. Tot merge, da? Da. Tot e bătrat. Repet. Un pic mai sus, cred. Un pic mai sus, cred eu. Da, tot. Da. Bun. Important este. Dacă se respectă dimensiunile și ești inspirat, ce să forma ce acolo cu pătrat? Acum, mergem la numește de aici, ca să A, B, C, D, A prim, D prim, C prim, D prim, A, B, C, D, A prim, D prim, C prim, D prim.
mâini pe mijlocul lui PCR, mâini aici, pe de prim ce prim, de prim ce prim, pe Q pe AD, AD Q, Q aici, 7 prim ce prim, A prim ce prim, se interesează cu B prim de prim, adică diagonal în fața de sus. Da? Se interesează punctul O. Bun. Atât. Atât, azi informații. Deci, mai repede. Mijlocul de jos, la fel pe ce și al gate opuse, și tocmai cu mijlocul pe ale de prim ce prim. Planul de pe mână. De pe mână. Fiind trei litere, eu ne știu deocamdată. De pe mână. D-ul este în planul de jos. M e în planul de jos. Planul acela de pe mână se intersectează cu ABC după DM. Deci, planul acela secțiune cu planul ABCD egal cu cele două plane pe D și pe M comun, după DM se mai intersecta. Acum, în planul de prim DC, cel prim, planul acela de secțiune care conține pe D și pe P, tot pe D și pe P conține și acesta de aici. Deci planul secțiunii se va intersecta cu cine? Planul secțiunii se va intersecta cu D de prim, C prim, C, după DP. După, da? Pentru că sunt în ambele... După DM, nu? După. După. Dar asta e că vorbim și de alt plan. De alt... Deci planul de secțiune al lui DP, planul de secțiune al după urmă, cu planul D de primul ce, primul ce, fiindcă D, B, și în planul acela, și în planul secțiunii după D, B. Atenție, D, B nu trece prin O. Da? D, B. Deci, practic, hai ca să nu cumva să uitați așa la un pic. Deci, D, B. Și acum, acest plan mai taie, nu? Mai taie și fața. Bănesc B, B prim, C prim, C. Mai taie și pe A prim, B prim, C prim, D prim, pentru că P-ul este pe planul de sus. Și haideți să vedem cum reușește să mai taie. Ce puncte mai prinde. Începe bătălia aceea, pentru că planul P de mână nu l-am conturat perfect, ci vreau să văd unde se mai duce. Nu cred că se mai duce. Nu, ala? Că se mai duce, mai mă interesează. Bună, dreapta DP este în planul de secțiune? Da. DP este? Este și în planul D prim, D, C prim, P? Da. C prim, C este? Da. Dar ce ce prim este, ce ce prim este în D prim de ce ce prim? Este. Da. Și aceste două drepte, ia închipuiți-vă pătratul aici. Cam arată așa. Pătratul, da. Așa se zice. Asta e pătratul. Și am să notez de ce. C prim, D prim. P aici, da? D, P, U. D, P. D, P. O prelungesc. D, P. Se intersectează cu C, C prim. Într-un punct. E. E
corect? Da. Deci DFE, care este în plană de secțiune și cu ce cel prim, DB și planul de prim ce prim ce și ce cel prim se intersectează cu DB, iată în punctul ei. Da. Aducem? Pe figura noastră? Sigur că da. Ducem și la cap. De-aia v-am dat luat o bani ca să vă arat că se întâmplă chestia asta, da? Deci observa că DP se intersectează cu asta în punctul E. Eu acela pe cine este? Pe ce ce prim. De ce ce prim? Este și în plan în secțiune, da? Da. Eu fiind în plan în secțiune și fiind pe ce ce prim, este eu și în planul B prim, B, ce ce prim. Deci eu este și în planul B, B prim, C, C prim. Da. De acord, da? Fiind în planul acela și eu fiind și în planul de secțiune, iată, eu pot să unesc pe E cu M. În clipa asta, E, M. E cu și dus în păniare. E. P și D. E, P și D, sigur că da. Cu aliniare. Sigur că da. E, P și D, am prăcut ce este exact, aici. Exact. E, P și D. Este un pic curbat aici. Da, da, da. Și nu trece prin nou. Nu trece prin nou, să nu facem confuzie. Dar insist. În clipa asta, intersecția planului de secțiune cu planul BC, cel prim de B prim, este E, M. Corect. Ați înțeles? Mai insist că este important. Vedeți, construiesc cu foarte multă atenție intersecțiile cu planele respective. De P era în planul de secțiune, de P era și în planul ăsta. Atunci, de P prelungită cu ce prim, se duce în punctul E. E-ul este pe D, P, dar eu este și pe ce prim. Eu este și pe ce prim. Că doar am prelungit-o pe ce prim. Ce prim face parte din planul B, ce prim, B prim. Deci, eu și cu emu, eu și cu emu, fac parte din planul B, ce prim, B prim, dar sunt și în planul de secțiune. Mai insist aici pe luna, că aici văd că aveți un moment de șatoade, da? Moment de derută. Iau de la ceea ce am făcut mai înainte. De mâna munit. De mâna munit. Da? De mâna munit, de mâna munit. După care, merg și atac foarte bine următorul moment și în planul D prim D, ce prim, adică în ăsta. D până, da. O prelungesc, până se întâlnește cu ce prim în punctul E. Ne trebuie asta. Adică ei trebuie să vadă asta, să facă. Păi, aici e momentul în care se declanșează problema. Că ei cred că asta e întrebarea, deci trebuie să duc eu pe ei acolo. Pentru că eu vreau să câștig cât mai multe puncte din planul D, M, P. Că dacă nu m-a câta unit pe D cu M cu P, și nu văd intersecțiile acelui plan care vine și îl taie și fața de sus și planul ăsta lateral, n-am să pot să lucru. Deci așa analizez. De cine taie? De cine taie? Deci ce fac eu acum? Eu îmi câștig puncte. În afară de D, pe M, am câștigat un punct spectaculos, eu. Pe care l-am dus în planul acelei secțiuni. Am înțeles. Dar eu, ăsta este și pe ce prim, deci este în planul B, B prim, ce prim, ce. Da. Și M-ul este fiind pe B, și ce. Planul. Este și în planul de secțiune, dar și în planul să-l da. E M-ul e dreapta de intersecție. Iar E, M este dreapta de intersecție acelui plan. A secțiunii, adică. Planul de secțiune. Planul de secțiune. Cu B, ce prim,
B C ce prim B prim. Bun. Și intersectează undeva de B prin ce prim? Exact. În F. În punctul F. Bun. Atenție. F ăsta pe cine este? Este de B prin ce prim, ziceți tot. E B prin ce prim, dar B prin ce prim nu-i planul de sus. Ba da. Păi F și cu P, dacă îi unesc, nu-s tocmai cei ce-mi trebuie. Că P și F sunt în planul de secțiune, sunt și puncte alea la prim, B prim, ce prim, de prim. Și atunci, iată cum planul de secțiune taie fața de sus. După, cine taie? P-F. Da? P-F. În momentul de față am așa. Planul acela de secțiune taie. Planul de sus, după ce vădă, după P-F. Planul ăsta lateral. F-M, perfect. Da. Pe planul de jos. Pe D-M. După D-M. Și pe a de ce ce prinde prim după D-B. Și după D-B pe planul din spate. Exact. Așa. Se vede bine acum secțiunea? Da, da, se vede bine. Da. Deci planul ăsta nu taie doar planul A, D, de prim, A, prim. Deci nu taie planul... A, D, de prim, A, prim. A, D, de prim, A, prim. În rest, taie doar. Deci, cum... Mai iau o dată, da? A, și pe AB, B prim, AB. Deci, simpla unire a lui D cu B, D pe ar fi trecut prin interior. D pe ar fi trecut prin interiorul cubului. Legat de fața aceea și acela cu colțul ăsta. Corect. Și nu vedeam nimic. Nu mai vedeam nimic, corect. De aceea... Dacă l-am fi unit și cum îi dă planul... Da, deci pur și simplu unirea lui D cu B cu mână, B cu mână. Plecam din P de pe spate. De așa ajungeam în fața. Pe partea asta. Trecea prin interiorul cubului. Exact. Și nu mai puteam să rezolvăm. Nu puteam nicio imagine. De aceea, am început să spun așa. Trei puncte necoordinate determină un plan cel mai bun, da? Acel plan de secțiune, fiindcă D și cu M sunt în planul de jos, D și cu M sunt în planul de jos, înseamnă că am intersecția planului ABCD cu D, după dreapta D. Planul acela secțiune taie pe ABCD după dreapta D. Pe urmă, fiindcă D și cu P sunt în planul D de prim C prim C, intersecția feței de acolo din spate va fi DP. Dar DP o pot prelungi, Miruna, până se întrece cu C prim. Uite aici este. DP cu CC prim sunt coplanate DP și CC prim. Da, cum vă divați gândirea asta? Adică... Cum ce? Cum divați gândirea asta? Păi, am alergat. Tocmai și eu am pus întrebarea asta, ca să mai duc niște puncte. Planul de secțiune. Deci tu n-ai fi prelungit pe scurt. Tu n-ai fi prelungit, nu te-ar fi interesat intersecția cu CC prim. Da, dar ce am spus mai devreme? Vreau să aduc cât mai multe puncte, așa fel încât să reunesc și să apare intersecția pe planul de secțiune cu celelalte plane. Că de pe mâine trecea prin interior, nu vedeam nimic. Exact, dar așa o găsim pe F, care vă rezolvă problema. Că nu eu e important. Nu eu. F-ul e important. Eu este cel care îmi dă posibilitatea să unesc pe el cu M și nu să văd intersecția cu P prin C prin F. Și F-ul ăsta e deștept, foarte deștept, pentru că dă intersecția cu P, F, a planului de sus. Că P este din planul de sus, F-ul am adus pe B prin C prim, dar inclus în planul de sus, și unindu-le, iată, dă F. Dar F-ul ăsta, eu simțeam că unit așa, va tăia cumva pe aici, spuneva, dar nu știam pe undeva atinge pe B prin C prim. Și nu putem să ducem o paralelă din B la DM, la DM. Din B la D-M, o paralelă... Care să mă ajute să găsesc punctul ăsta? Să văd dacă ar fi fost și asta o soluție.
E la... e mai greu. E mai greu pentru că AB, A prin B, prin C, prin B, prin paralelă cu ABCD. Este după ce am făcut așa. Dar cum eu vreau să duc pe P, hai să zicem, pe D mă l-am găsit, nu? Pe da. P l-am găsit. Da. Și acum duc o paralelă. Da, prin P la... la D mă. La D mă. El vine în plane paralele. Asta nu, nu puteam eu să fac asta. Cine să fie paralele? A, B, C, D cu A prin B, prin C, prin D, prin. Așa, sunt în plane paralele. Dar restul, D mă, o poți zice așa, un pic mai așa, nu este la îndemână să spun exact cum țin pe fel. Paralel este acum, că triunghiul e de mână. E clar că e paralel. Acum, vedem că e paralel. Da, fundamental. Dar ducerea paralelei prin P, în ce triunghi? În triunghiul acela, într-un plan paralel, vezi tu? Deci se întâmplă așa. Dacă mă duceam în plan, D, E, deci tot da. Eu am nevoie. Tot eu, ești. Eu, ai înțeles că nu mai zice lucrurile. Eu bate foarte repede și mă găsește pe F. Iar aici paralelismul este natural. Imediat, da. Bun, nu mai nu, mai insist aici, nu e bun. Miruna și poate nu le clară că e problema. Și dacă nu le clară, eu trebuie să insist până când lucrurile se lămuresc. Bine, mă. Păi, asta e rolul meu. Da, meseria mea, nu? Totdeauna când mă aflu în situație de acestea, trebuie să fac efortul maxim ca să găsesc forme de exprimare încât voi, și nu mai voi, ci toți prietenii mei să înțeleagă ce fac mai. Eu cred că el lor este clar că o ajută foarte mult, dar ei nu i-ar fi dus mintea să o găsească bine. Asta vrea să vă transmit. Eu nu am siguranță, mi-ar fi dus. Și minuna, vreau să zic că ce element fi pătrat la problema asta? Atunci, vrei fi unit pilipul cu mă? Da. Și gata. Și să deschide de acolo, blocat. Mm-hmm. Ce crezi, ce mesaj îți transmit eu acum, prin tot ce am făcut? Să văd ce mai multe puncte, dar nu știm să văd ce mai multe puncte. Asta-i. Nu, corect. Nu poți ști la ce până din prima în aparte a discuțiilor noastre. Dar ușor în timp vom înțelege toate. Exact. Și deci vom urmări tot timpul intersecții de drepte din același plan. Da. Deci asta vom urmări tot timpul. Intersecții de drepte din același plan. Iată ce fac eu. Eu văd că DP e o dreaptă din D, uitați așa, din planul ăsta a pătratului. Și prelungită ea cu una din laturile CC prim, sigur se intersectează, deci au moment în... Da. Altfel, dacă nu sunt într-un plan, poți să treacă prin ea. Corect. Da? De asta am spus-o într-un plan. De ce am pus-o în plan? Deci urmăresc intersecția ale dreptelor din același plan. Dar de ce pe DP am prelungit-o? Pentru că DP era dreapta aceea din plan. Din planul de secțiune. Și de ce cu CC prim? Pentru că am dorit cu CC prim din următorul motiv. În clipa aceea, că știi punctul E, care da, este... Mai așa funește. Sigur, da. Găsim pe E, care este din planul secțiunii. Eu îi pe CC prim. Da. CC prim e din planul ăsta a feței acestelalte. Și m-am mutat acum cu problema în planul B prim, B, C, C prim. Unde am un punct M, da, și pe E, iată cum face o intersecție. Da. Sunt din nou două drepte concurente dintr-un plan. Care e plan? B, B prim, C prim, C. Voi nu înțelegeți prin planul acesta lateral doar până aici că se mă limitează, ci este planul, dacă e plan. Da. 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 Și atunci eu am unit pe E cu M, care se intersectează cu B prin C prim în punctul F. Corect. Acest punct F este pe B prin C prim, este și pe E, M, este pe plan, în planul secțiunii, că E, M, ce reprezintă intersecția planului acela care l-am eu în vedere, cu B, B prim, C prim, C. După dreapta, deci planul acela secțiunii se intersectează cu planul ăsta lateral, cu B, B prim,
Ce prin ce? După dreapta e M. Două puncte distincte, de trebuie un plan. E M, E M se intersectează pe principiul, că suntem planul acela. Sunt două drepte, nu trec una pe lângă, ci se intersectează, suntem cu două drepte la același plan și obțin punctul F. F e în planul de secțiune, P e în planul de secțiune, P și F sunt în planul de sus. Iată cum planul acela de secțiune taie pe planul de sus, după dreapta, P, E. P, F. P, F. Acum, dacă am înțeles, ar trebui să ne prindem singuri la ochiul G, nu? La ochiul B ar trebui să găsesc voi al patrulea. Bun. La ochiul B. Deci, mai rămân aici în problemă. De pe M, deci planul de pe M, îl vedem acum ca secțiune. Eu nici m-am urmărit de probleme, eu m-am înfrământat de ce problemă? De intersecția acestui plan cu toate fețele. M-am pus să vă secțiunea. I-am uitat de problemă în sine. Cu toate fețele, cu două nu se intersectează. Cu două nu, dar cu cele care se intersectează. De pe mână. Și acum, hai să mă cim pe ochiul bun. O, O este aici. Q-B. După aceea și analiză, domnul profesor. Sigur. Q-B este planul de B-C. A, B-C, D. Da. Q-B, da. Da. Puneți pe Q-B. Da. Și cum și atât. Și acum, exact după cum l-au găsit mie. Avem de punctul O acum, da? Da. O intersecția diagonalelor de sus. Ia să vedem aici cum declanșăm, deci pe cub o avem de jos. Ducem o paralel cub, paralel cu O, să cadă undeva pe A prin de prim. Deci un paralel prin cine? Prin O la cub. Prin O la cub. B. Și o paralela prin O să ducă pe dreapta de prima prim. Să fie O, R, pe pericola de prima prim. Paralela psitos. Cum arăta paralela prin O la cub? Păi ducem o paralelă. Prin O la cub. Chiar O de prim. Așa. N-ar trebui găsi și O prim? Intersecția planului de jos, a diagonalelor? O prim? O prim. La ce ne-ar ajuta, Mihai, da? Pe ca să avem o echivalență acolo, nu? O... Deci, de exemplu, asta aici. O prim, îi... Înălțimea, nu? O prim, nu. Ce-i vreau așa și se urmește o cu O prim, îi da? Profesor, dacă am unii să zice Q-B paralel cu O, R, care R e pe A prim de prim. De ce nu te face chestia asta? Q-B? Q-B paralel cu O, R. Și R se găsește pe A prim de prim. Pe A prim, de prim. Duce mai. Deci tu spui așa. Duc o paralelă la cubă, da? Da. Pe cum o duce asta când trebuie? Cum o duc cu regla? Cu regla. Asta că... Nu e chiar așa? E sigur. Exact. Cubul ăla e la mijlocul lui Adă. Trebuie să vă arăt că mă știu. Da. Eu zic, e chiar O de prim. Dar nu-ți fie O de prim. Păi și aia e tot la mișto. Pleacă O, nu e la mișto, domnul profesor, dacă aș fi să duc o paralelă la A prim de prim, o perpendiculă, cum să vă zic? Așa. Da. Uite așa. Așa, ăsta, exact în mijloc taie, nu? Cu mijloc și mijloc și mijloc. Nu? Da. Dacă aș fi. Deci asta e, nu-i paralelă la cub. Nu. Asta e zic. Deci vorba. Ce? Aici.
mijlocul lui ADF. Așa, și? Punctul B. Păi și tot cu mijlocul lui APRIL de prim. Și care e mijlocul lui APRIL de prim? Că pleacă din nou. Eu cred că Q, B, B prim O, să fie plan, pare cu... Pentru că avem așa, încercăm să numim Q, B cu A prim. Încercăm să numim Q, B cu A prim și cum A prim pare pe B prim, numim Q, B pe B prim, nu? Care se nesc în B. Încă o dată merg, da? Noi încercăm să, dacă mergem pe celălalt, să numim Q, B cu A prim. Dacă cum A prim îi pare pe B prim, încercăm să unim Q, B cu B prim, adică B-ul. Și nu o să fie planul Q, B, B prim, O? Q, B, B prim, O. Nu, uite așa, așa ceva din invers. Da? O, B prim îi paralel cu D, B. Cu D, B asta. Că așa vine în planul acela, nu vine cu asta în paralelă. Am și în momentul de față PF am arătat cu DM, DM e cu QB, deci PF e și cu QB paralel. Da? Și hai să facem așa. Cubul asta minuna se intersectează cu DC într-un punct. Yes. Deci cubul se intersectează cu DC într-un punct. Yes. Yes ăsta este pe DC. Și este și în planul secțiunii, da? Adică în QB, nu? Deci QB intersectează pe DC și este și pe DC și în planul de secțiunii, Q acela. Da. Dar acum în planul secțiunii nu l-avem decât pe Q și pe B. Q, B și acum l-avem spre O, să văd cum mă strecur spre O. S este pe DC. O este pe deci pe DC este în planul de prim DC ce prim. Da. Așa. Q, B, B prim. Q, O. Q, O. Cu B, B prim. Cu B, B prim.
QO, în ce plasă mă duci cu mine de la? Aprim, de prim, pe prim, ce prim? Deci, Q ăsta este, da? Mm-hmm. În planul, aprim. De prim, pe prim, ce prim? Aprim, de prim. În cel de sus, față de sus. Aprim, de prim, ce prim, pe prim. Deci, Q, care este în planul... O, este acolo. În planul de sus ar fi, nu? Q. O. O, O ăsta. Este pe aprim, ce prim. Iar Q, unde vezi tu? Mijlocul de la adică. Mijlocul de la adică se intersectează cu treaba aceea. Deci am prins spre sâra ceva. Exact cum am prins pe eu de sus. Da. Și stai care față? Și eu acela s-a aflat pe ce prim ce... Asta te-am vorbit de ce. Asta s-a aflat pe de ce. Și... Dacă unim acolo, pe ce? Pe S cu cine vrei să-l unim? Yes, cu... trebuie să leg de O. Cu mijloc. Yes, cu O. Atunci am aflat... Nu, nu, stai o secundă, dar ca să mă duc asta, trebuie să mă asigur de intersecții. O este pe cine? Pe D prim, B prim. O e pe D prim, B prim, da. Și O este și pe A prim, C prim. O este pe A prim, C prim, da. Pe diagonal, da. Ei... Deci trebuie să prind... S-ul ăsta, pe DC. Și... nu mă duc ușor spre O ăsta. Deci, O. Păi, poate să-ți facă pies în partea asta, pot să-l prăjim pe QB în partea asta. Pe QB... în partea asfaltă și cu cine se mai intersectează? Păi, ai zis că B prim, de prim, O e mi de prim, de prim. De prim, B prim. E diagonal la ce? Da. De sus. Da. Și QB, QB, DB, o prelungim din DB. Pe DB, dacă o prelungesc. Care e în planul alfa? În planul alfa și în planul de jos. Da. Se întâlnește cu cine DB, păi, în afară de asta, nu se mai trece, trece pe vârful B. Da. Deci cu S se întâlnește în planul de jos. Cu S, dar îl ducem în partea asta? Dar unde este? Unde e? Partea asta, așa, da? Nu se mai întâlnește. Nu se mai întâlnește. Cu asta de aici. Deci nu, n-am văzut. Deci da, aici da, da, da. Tot acolo se vede. Da. Deci cum am făcut mai devreme cu D pe izoteric cu CC prim în punctul E, așa facem am acolo pe S. Da. Acum, povestea este acest S, care este de ce, da. În planul de prim, de ce, ce prim. Da. Și vrei să legi de O. Și vreau să leg de O. Da, O e pe de prim, pe prim. O e pe de prim, pe prim, da. Și de prim, B prim, e paralel, e paralel, nu? Cu DB. Cu DB, da. Paralel cu DB. Și... Din nou pe R.
Sigur. PF vrea să duc paralel cu OE. Miruna, așa ai intuind, prin punctul O, cum P trebuie să altem, e paralel cu planul cealaltă, prin O, paralel la PF. Dacă duc o paralel la PF, în planul de prim, B prim, C prim, în triunghiul de prim, B prim, C, unde știu că PF e dusă de așa localizată, și dacă duc acum în D prim, B prim, C, o paralelă la PF, încerc să merg pe invers. Asta, dusă mai departe, taie pe de prim ce prim într-un punct iar și ies el unindu-le l-am prins pe L asta, dacă l-aș prinde pe L într-un alt mod. Mi-am întrebat dacă aș demonstra atunci că ORQB există planul ăsta, care există planul ORQB, ar fi bine? Încă o dată, că nu te-am urmărit. Dacă aș demonstra că există planul ORQB, ar fi bine? O... R, Q, R, aici ce zis? Nu, am zis P, F cu O, R și R să fie pe A prim de prim. P, F... Cu O, R. Cu O? R. R, R. Și R să fie pe A prim de prim. A prim de prim. R aici ce vreau să spui? Da. Și cum O, R, e paralel cu P, F, că așa am dus-o noi. Așa am dus-o noi. R, O cu P, F și cum P, F e paralel cu D, M, atunci R, O e paralel cu Q, P. Și există paralel R, O, Q, P. Da. Deci tu spui că dacă noi am dus o paralelă, am cam forțat nota. Că ducând o paralelă la P, F, tocmai ar fi interesant cum l-au obținut pe S, să o obținem și pe L același, unim pe L cu O, să arătăm că L, O e paralelă cu P, C. Și atunci planele o să fie paralele. Deci sunt încă în etapa în care trebuie din pământ, din iarbul verde, L acela. Deci S este pe DC. Mă leg de ăsta. S pe DC, da. Și cum îmi apare QR. Deci îmi trebuie neapărat paralelismul acesta. QBS, QBS la cu O. Și acum suntem într-un cont de umbră. Așa. Ok.
ducem paralela asta, dacă nu o ducem, trebuie să o ducem într-un plan. Deci trebuie să am așa, o dreaptă, un punct exterior și pentru un punct exterior într-un plan se poate duce o singură paralelă. Deci noi avem PSQB, avem un punct O exterior și trebuie să duc o paralelă, practic, prin, dar într-un plan. Nu pot să fac de paralela aceea, așa, oricum. Dacă ducem în planul A prim, D prim, B prim, C prim, RF paralel cu A prim, B prim. În planul A prim, B prim, C prim, D prim, pe RF paralel cu? RF paralel cu A prim, B prim. R? RF, care e A, pe A prim, D prim, RF cu A prim, B prim. A prim, B prim, cu D prim, C prim? A prim, bă, da, RF. F-ul avem localizat de data trecută, da? Da, și R-ul e pe A prim, D prim. Îl ducem pe noi, îl ducem noi pe râu, așa când F... Dar cum râu, pe cum să... Paralel cu A prim, B prim, zicem. Cu A prim, B prim? Da. Și pe multe să arăți că nu știu eu dacă exact așa va veni. Deci tu spui prin F, ducem o paralelă și o ții pe R aici. Nu? A prim, B prim. A prim, B prim. Și apoi o să rezulte cu P, F, care e cu R, O. Și atunci că există R, O, B, Q. Din B, scuze-mă, o paralelă la F, mă, domnul profesor. Din? Din B. Din B, o paralelă la? F, mă. F, mă. Că avem nevoie la F, mă. Ar fi D, mă, paralelă cu Q, mă. D, mă, paralelă cu Q, mă. D, mă, e într-o secțiune, Q, mă, e nicealaltă. Bun. D, paralelă asta, da. Cum ești la asta? Q, O, paralelă cu D, P. Dar am forțat deja mâna. De ce? Că planul când am zis paralela asta la F, M, Q-B e paralelă cu D, M, B, M e paralelă cu F, M, și atunci planele sunt paralele. Și planele sunt paralele. Da, da, am forțat noi, trebuie să arătăm că sunt paralele. A. Și să vedem pe momentul care sunt paralele, dacă arăt că unind aici asta cu O, asta e paralelă cu Q, B. Vă scrie multe linii acolo, la fierul n-am uitat să mai puține și parcă iese, parcă se vede. Dar e... cam chis și pe ce, că duci paralela. Da. Și unind pe O cu B să fie paralelă... Cu B, cu litera aia. Așa. Cu litera. Secretul este tot aici, dar nu văd ce prelungire să fac ca să mă duc la O ăsta. Deci... O...
clipe de ce... De ce e egal acela... O... E pe diagonale. Eu mai dau seama cu isoare, pe chiu cu, domnul profesor. Pe chiu cu? Cu. Nu era pe chiu cu, dar... Am voie? Sigur că da. Dar intersecția aceea nu e QO, nu sunt într-un plan. Nu. QO este din planul secțiunii, doar atât pot să spun. Atât, din planul secțiunii. Da. Și dacă... Și mă gândesc că punctul ăla care ies, care n-am găsit în lateral, nu cumva e în sus, domnul profesor, tot ca eu? Nu, 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 aici este planul de jos. Planul de jos. Sigur că da, e planul de jos. Dacă piescu o l-aș urni, în ce plan m-aș duce eu ca să fac chestia asta? Piescu o. E fi doar pe de ce? Și dacă e pe de ce? Deci o este de a prin ce prin nou? E trecuta prin delta. Da. Eu o cu a prim ce prim. Deci nu, treabă, nu sunt coparare, nu mă pot vedea pe intersecții. Deci, eu cu o la ce m-aș ajuta? În ce plan să mă duc eu? Q, C, dacă o prelungesc mai mult... Da. Pe Q-ul, fără așa. Nu, ies B-ul ăsta... așa cum o taie pe DC... o taie și pe... paralela ei... de prim ce prim. Nu o taie, nu? Undeva... Nu poți să treacă una prin alta, poți să treacă, da? Nu sunt coplanare. Astea jos au fost coplanare. Q, B și cu DC. Deci Q, B și DC au fost coplanare. De ce mi-am permis să spun de apare său? Da. De la S, trebuie să sar la O, asta. De acum o să sar la S, la O. B, B prim. Fiți atent cum spune la A. Deci așa, B, Q, paralel cu D, nu? B, B. Q, cu D, nu. Asta e clar, putem revisa, dă în planul ăla de ABC. B, Q, da, paralel cu D, nu? Da, așa, da. Deci așa, P, M, cu O, B. P, M, P, M, cu O, B. O, B, asta am zis eu, că își repede și la timp. Pentru că... P, M, cu O, B. O, B. O, B. Cu O, jos, B. O, B. Cu O, B, ăsta, da. Da, pentru că, zice așa, P, M... O secundă, sigură. P, M... Cu O, B. Cu O, B sunt paralel, da? Da. De ce motiv? Pentru că e așa. P, O egal cu B, M și egal cu L pe 2. P, M... Egal cu O, B... Egal cu P, O, egal cu B, M și egal cu L pe 2.
Avem motive să spunem că pâmâi jumătate din latură? Da, din pâmâi, zice așa. Pâmâi este jumătate din latură? P-O egal cu P-O. P-O, așa. Da, cu B-M-U. Egal cu B-M-U și mai cu B-M-U. Așa. Se începe cu P-O, paralel cu B-M-U. Da, da, mă, uite aici. Stop, gata, e banală. Deci, acolo, probabil merge și construcția asta, dar trebuia să urmărim atâta, că B-O... Ne-am complicat. Și B-M-U. Nu. Zicare. Chiar poate. Deci P-O și cu P-M sunt egale, sunt și paralele. Corect. Egale și paralele. Da, pentru că... Deci da. Patrulaterul ăsta care s-a format este paralogram. Exact. Și din paralogram P-M paralel și cu Q-B paralele. Da. Pe de altă parte D-M paralele cu Q-B și terminat problema. Și care e spatele ăla de secțiune? Deci, nu am... Se reușește, practic, în momentul de față, să se arate că planul, deci pe mă, asta l-am avut, da? Da. Paralel cu Q, B. Cu O, B. Cu O, B. Da. Și O, B. Acum avem O, B, Q. Vrem da. Să găsim secțiunea mai da, exact, la al patrulea. Așa. Da, asta e ideea. În planul D, B, B prim, D prim. Da. B, D, D prim, B prim. Prelungim pe B, O, intersectează pe D, D prim, într-un punct K. Vedeți și am crezut Iisus. Nu, e altceva, da. Sunt ăsta. Deci, atenția asta trebuie valorificat. B, O. B, O. În planul D prim, B prim, B, D, este planul ăsta de acolo. Da. Se intersectează cu D, D prim, într-un punct K. K ăsta e în planul secțiunii. Da. Că e pe dreapta O, B. Da. Și K-ul este și pe D, D prim. Da. Și acum unind pe K cu Q, găsim exact ce ne trebuia. Ia uitați pe asta. Așa. Și aici găsim... Și acolo e râul ăla. Râul acela după care le râul ăla care ziceai tu. Da. Râul ce după care... Ia să mai ștergem și... Mai ștergem domnul. Hai să ștergem pe asta, să ăsta. Deci problema se rupe foarte repede. Dacă ne vine minte, ce că trebuie să ne ducem un plan diagonal D prim, B prim, B, D. Cu B, O. B, U este în B prim, B prim, B prim. O este B prim, B prim. Dar și... să mă trebuia să lăsați, că avem nevoie de el la B. Ei, nu bine, acum mi-i interesează secțiunea. Hai să zicem, să lăsăm că... Să o deci. Bine, în clipa asta, vedeți ce dreaptă îmi face mie, cum spun, liniște complet. Capul. Capul ăsta, o țin pe K, care îmi determină abația lui. Corect. Exact cum l-am obținut F-ul ăla în partea. Exact. Și acum R, O, R, O, R, O, R, O, Q-B, e secțiune. R, O, așa, e secțiunea cu planul de sus. Faceți poate cu planul. Asta fac, asta. Da, R, O, R, O, ce să mai spun? T. Și cu planul ăsta lateral este RQ. Și cu planul de jos este QB. Da? Și acum cu planul celălalt... Și făceați TB-ul ăla care ziceam eu, dar n-aveam motive să... Nu l-aveam motive să-l duc. Da. Deci toată povestea este această dreaptă care... Asta este. Asta e dreapta de aur. Da? Nu se vede prea bine. Obținem o cale. Da? Din planul care. D prim, D, B, B prim. Prelungit obțin K. K,
este plan secțiunii, Chiu este în planul de secțiune, este ca PD prin D, este în planul ăsta. Și O este pe KB. O este pe KB acum. O este pe KB. KB, sigur că da. O este pe KB pentru că l-am prelungit pe B1. Pe B1 l-am prelungit până s-o întâlnit cu D de prim. Și am obținut punctul K. Da, să faceți ca să se cunoască așa, pe figură. Ce anume să fac? O e pe KB. O este aici. Acolo. Da? Trece chiar prin exact. Asta. Asta am pus. Cred că eu mai mi-a atras în momentul că totul a pus acum. Și că astea sunt paralele, povestea este simplă, pentru că, iată, am să iau și secțiunea asta în patru culoare. Arătăm pe paralelă. Noi ducem paralel și până arătăm pe paralelă. Nu, exact. Ghiși ciupe cu cei. De asta nu puteam. Deci fără râd, și ca lumea. Râd. Așa. Domnii, T. Dar nu duceam noi paralelă. T, am notat punctul ăsta. O, râd, o prelungești până... Când am prelungit pe râd, o, până întâlneam pe B prin ce primă, T. Și acolo e T. Și acum, nu se pleacă la desigur. Râd, Q, da? Da. Uite la ușoară, R, T, B, Q. R, T, B, Q este secțiunea obținută după O, Q, B. Nu? Planul secțiunea Q, B. Taie cubul după... Și atunci, când este cu ăla roșu și cu ăla galben. Așa, așa, așa. Cel roșu cu cel galben. Bine, nu a trebuit. Nu a trebuit. Hai să Q, B, cu D, mă, până cu O, B, de rătă. Știi, obținerea secțiunii a fost problema interesantă, da, interesantă. Când privește soluția problemei, asta a fost mult mai rapidă. O, P, I, L, P, 2, nu? Așa am zis. Da, da, da. O, P, I, L, P, 2. B, M, I, L, P, 2. Astea două, B, M și O, P, trebuie să arăt că sunt paralele. Mai întâi, B, M e paralelă cu B prin C prim. Da. Iar O, P, e paralel cu B prin C prim. Da, și atunci, B, M, e paralel cu O, P și congruente și atunci e clar paralogram și dacă paralogram O, B, e paralel cu B, M. Și pe de altă parte, D, C, D, M, cu Q, B. Și planele sunt două trepte congruente, planele sunt paralele, problema e rezolvată. Însă, repet, dacă ni s-ar ce fi cerut secțiunea, asta trebuia să facem. Prelungirea asta, ăsta a fost. Cum a fost mai devreme, cine? Obținerea lui E, care a însemnat de pe prelungit până întâlnește pe ce prim, așa a fost aici, iată, din nou trebuie să o spunem pe cea dreaptă, ești inspirat să continui, te duci pe problemă. Nu? Iată că linia de aur, mai să zicem, problema asta, e BO. Și eu doream să leg pe S, ca că ziceam că achiziția mea deșteaptă, obținem punctul S, de O, nu, de B, O. Pentru că în planul ăsta trebuia văzut D, D prim, B prim, B. În D, D prim, B prim, B, avem B, O, cum a fost înainte de P. Da. Cum a fost de până... Până taie de D prim în K și gata, am mișcat. Punctul K l-am băgat pe D prim, Q pe D prim, în planul ăsta, și unind așa am găsit R. Da? Și totul de acolo, secțiunea se vede foarte bine.
Bun, da. B. Și acum... B. Unghiul alfa între BQ și D prin ce prin? BQ. BQ. Și de ce? Și de ce? Adică e sub ăla care l-ați găsit dumneavoastră, domn profesor. Vedeți că nu degeaba l-ați găsit. E. Q, BQ cu... De prin ce prin? De prin ce prin paralelul cu DC? Înseamnă că... Asta este. Unghiul dintre... Deci, de loc, de prin ce prin...